Mai multe companii sunt în căutarea angajaților pe care să-i remunereze cu salarii de 10.000 de lei. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a publicat topul lunar al celor mai bine plătite locuri de muncă vacante în Republica Moldova. Pe prima poziție se situează o companie din Cahul care produce uleiuri. Aici este vacantă funcția de director de producție, pentru care se propune un salariu de până la 50.000 de lei. O altă întreprindere are nevoie de 2 programatori și oferă un salariu maxim de 30.000 de lei. De asemenea, o companie de construcție caută 2 mașiniști la excavator, care vor fi remunerați cu 20.000 de lei pe lună. În topul celor mai plătite locuri de muncă din această lună este și cel de pietrar zidar. O întreprindere are nevoie de un muncitor la acest job și propune un salariu de până la 18.000 de lei. Se caută și ingineri pentru o leafă de 15.000 de lei pe lună. Datele ANO FM mai arată că întreprinderile care propun cele mai bănoase locuri de muncă își desfășoară activitatea în Chișinău și Bălți, iar cel mai mic salariu este de 8.000 de lei.